Dacă tot nu avem trenuri noi pe căile ferate române, măcar vom circula în vagoane vechi modernizate. Primele au fost prezentate astăzi și vor pleca în călătorie săptămâna viitoare. Între timp, primul tren electric cumpărat în ultimii 20 de ani de România este încă în teste, deși ar fi trebuit să intre în circulație din luna decembrie. Este o încercare nouă de modernizare și, din punctul meu de vedere, cred că au reușit. Se poate observa toaletele mai curate, există panouri de afișaj. Vagoanele au primit mobilier nou, sistem de informare modern, dispozitiv SOS, prin care călătorii pot lua legătura cu mecanicul de locomotivă în situații de urgență, prize cu USB, instalație de climatizare și toalete ecologice. De pildă, acest vagon înainte era compartimentat și acum a fost transformat într-unul de tip salon. Tot mobilierul a fost modernizat, iar mai mult decât atât, scaunele sunt rabatabile, precum sunt cele din avion. Deocamdată au fost modernizate 6 vagoane și 2 locomotive, care vor intra în circulație din 14 iunie, pe rute naționale, precum Constanța și Brașov, dar și internaționale. Aceste vagoane au fost complet transformate, am menținut viteza care era de 200 km la oră. Însă vor putea să atingă această viteză doar în zonele unde și infrastructura este modernizată, adică pe aproximativ 3700 de kilometri de cale ferată, din cei 19600 ai României. Eu locuiesc în Marea Britanie, în Scoția, dar nu se compară aerul condiționat, în special zile calculare și viteza. Modernizarea unui vagon a costat în jur de 500.000 de euro din fondurile companiei CFR Călători, iar oficialii spun că urmează să fie reparate și altele. Avem 139 de vagoane în fabricile de vagoane, care vor fi modernizate în 2 ani, conform programului PNRR, și avem 55 de locomotive. În tot acest timp, primul tren electric care a ajuns în România anul trecut este încă în teste. În acest moment, Alstom a adus și al doilea tren care face teste deja și în România. Mai este un al treilea tren care face teste în Germania. Sunt mai multe contracte în prezent. Este contractul acesta de 37 de trenuri. Trenurile vor fi cumpărate cu bani europeni.